la știri. Postul de televiziune Actualitatea TV anunță că începând cu ora 14, buletinele de știri în care cetățenii vor fi informați despre cum decurge procesul de votare va fi din oră în oră. De asemenea, începând cu 20:30, Marius Partenii și Răzvan Grecu vă așteaptă în direct la emisiunea În Obiectiv, acolo unde la ora 21 vor intra declarațiile principalilor candidați la primărie. La orele 17:30,1% este prezența la vot. În municipiul Pașcani, din cele 27.805 de persoane care au dreptul de vot astăzi, aproximativ 8.035 de persoane au participat la vot. În suburbia Gâștești, la cele două secții de votare, la ora 17, 857 de persoane au votat din cele 2.518 de pe liste. În suburbia Sodomen, 282 de cetățeni au votat din cele 999 cu drept de vot. În suburbia Boștene, aproximativ 418 cetățeni au mers și au votat din cei 1.218. În suburbia Lunca, 874 de persoane au votat din cele 2.174. În suburbia Blăgești, 367 de persoane au votat din cele 1.200 de persoane. Prezența la vot în acest moment este de 31%. Candidatul PSD pentru primăria Pașcani, Dumitru Pantazi, a mers la vot în jurul orelor 12 la secția organizată în școala gimnazială Lunca Pașcani. Acesta a declarat că a votat pentru continuarea investițiilor și pentru o administrație transparentă. Am votat astăzi pentru continuarea investițiilor în municipiul Pașcani, pentru o administrație transparentă, eficientă și în slujba cetățeanului, pentru normalitate și prosperitate în municipiul nostru. Sper ca votul cetățenilor de astăzi să fie acela al continuității, al faptelor și nu a promisiunilor fără acoperire. Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului a votat în jurul orei 10:30 la secția amenajată în incinta liceului Miron Costin. La ieșirea de la urne, el anunța că își dorește un viitor mai bun. Pintiliei a îndemnat pe cetățenii municipiului să participe la vot, să se implice în alegerea viitorului primar și consiliului local. Am votat pentru un viitor mai bun al orașului nostru, pentru un oraș curat, civilizat, ordonat, cum își doresc pășcăneni. Ce așteptări aveți la ziua de astăzi? Îmi doresc un rezultat bun, nu doar pentru mine, pentru toată comunitatea noastră. Sper că pășcănenii să înțeleagă că astăzi este o zi importantă, că astăzi se poate hotărâ destinul orașului nostru și că la Pașcani este momentul să se schimbe mentalitățile, în primul rând. Este un singur tur, este o singură șansă și invit pe toți să fie prezenți la vot, să-și hotărească destinul. Gelu Costachescu, candidatul UNPR, a declarat că a votat pentru o altfel de administrație. Candidatul UNPR la funcția de primar a mers la vot în jurul orei 11:30 la secția de votare amenajată în incinta Liceului Tehnologic Mihai Busuioc. El și-a exprimat părerea că municipiul trebuie să se schimbe din temelii. Astăzi noi am venit la vot cu gândul de a schimba ceva în municipiul Pașcani, de a face ceva pentru semenii noștri, de a îmbunătăți nivelul de trai, pentru transparență în toată administrația municipiului Pașcani, pentru o viață mai bună, pentru tineri, pentru pensionari și pentru noi toți. În așa fel încât, începând de mâine, să avem altfel de administrație, un alt fel de primar, un alt fel de consiliu care să facă în așa fel încât dorințele noastre ale pășcănenilor să fie realizate. Candidatul PSRO la primăria municipiului Pașcani a mers să voteze la secția de votare amenajată în incinta școlii gimnaziale din suburbia Gâștești. Acesta a precizat că a votat pentru un trai mai bun, pentru viitorul nostru, pentru adevărata democrație. Am votat pentru un trai mai bun, pentru transparență, pentru pășcăneni, pentru viitorul nostru, pentru adevărata democrație. Să sperăm că acest vot va fi în favoarea cetățenilor. Le transmit cetățenilor din municipiul Pașcani și cei de suburbie să-și exprime dreptul de vot și să iasă la vot. Vicepreședintele ANRSC, Bogdan Alexa, a mers astăzi la vot în jurul orei 14:30 la secția de votare amenajată în incinta Colegiului Național Mihail Sadoveanu. El își dorește modernizarea în municipiu, astfel încât să ne putem mândri cu un oraș de talie europeană. Astăzi este o zi importantă în viața comunității locale. Este o sărbătoare a democrației locale. Este ziua în care ne alegem primarul municipiului și viitorul
Consiliul Local și implicit Consiliul Județean. Am votat din inimă pentru Pașcani, am votat pentru un Pașcan prosper, am votat pentru viitorul acestui municipiu, în așa fel încât să se modernizeze în timp, ca ulterior să devină un municipiul european. Deși reprezintă doar un sfert din alegătorii de pe raza municipiului, cetățenii din suburbii dau dovadă de mai multă conștiință civică și s-au prezentat la urne într-un procent mai mare. Dacă în orașul Pașcani, potrivit statisticilor BEC, prezența la vot la ora 16 era de aproximativ 27%, în Lunca ieșiseră deja 35% dintre alegători. La aceeași oră, la Boșteni ieșiseră 29% dintre alegători, la Gâștești 27,6%, la Blăgești și Sotomeni aproximativ 25%. La fel ca în zona orașului. La alegerile din 2012, prezența medie în municipiu a fost puțin sub 50%, în timp ce la cele două secții de votare din Lunca s-au prezentat aproximativ 65% din cei de pe listă. Gâștești și Lunca sunt cele mai mari suburbii ale municipiului, cu peste 2000 de alegători înregistrați în fiecare dintre ele. În total, în suburbii votează 8109 persoane, iar în oraș 27805. PSD și PNL au formulat câte o plângere la biroul electoral local. Socialdemocrații au reclamat că lumea în Gâștești este transportată la vot cu mașina de către reprezentanții liberalilor. De partea cealaltă, PNL a reclamat că reprezentanții PSD stau în fața secțiilor de votare și le transmit alegătorilor că dacă nu votează cu candidatul lor, își vor pierde ajutoarele sociale. Președinta Biroului Electoral Central al circumscripției Pașcan a explicat că cele două sesizări au fost direcționate către Poliția Municipală pentru a fi investigate, deoarece acestea nu sunt de competența instituției pe care o conduce, ele fiind fapte ce pot fi sancționate contravențional. Programele noastre cuprind circuite interne și externe care îți dau ocazia să vizitezi orașe istorice, muzee, castele, splendori arhitecturale, catedrale și peisaje superbe. Răsfoind ofertele noastre, vei descoperi că nu suntem o simplă agenție de turism, ci adevăratul prieten care se străduiește să găsească pentru tine cele mai bune soluții. Îți putem oferi cele mai plăcute amintiri și cele mai dragi nostalgii. Vino la noi cu visul tău și ți-l vom transforma în realitate! Autotranscom, cel mai nou service auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Nou la Autotranscom Pașcani, atelier de vopsitorie și tinichigerie auto, redresări caroserii, îndreptări și înlocuiri elemente caroserie, schimbări de parbrize și lunete, operații de întreținere, vopsire parțială sau totală cu vopsea normală, metalizată sau perlată. Autotranscom Pașcani a deschis centrul zonal de daune. Consiliere gratuită la deschiderea dosarului de daună. Serviciu de tractare a autoturismului avariat. Autoturism de schimb pentru perioada reparației daunei. Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava și la numerele de telefon 0232 710602 și 0720 050 640.